Dar știu, am mai făcut câteva clipuri pe tema asta în ultimele două săptămâni. De curând s-au apucat și ceilalți influencer să facă și ei clipuri pe tema coronavirusului, să aducă la cunoștință oamenilor pericolul adevărat ce ne pândește la fiecare colț. Așa că am decis să închei seria mea de clipuri despre COVID-19 cu ultimele informații pe care le mai știu eu. Așa că să-i dăm drumul la video. Salut! Eu sunt Alagiul nostru preferat și astăzi o să fac un video scurt de informare, nu pentru amuzament, legat de coronavirus, COVID-19 și tot ce ar trebui să știm de fapt despre virusul ăsta. Am mai făcut un clip pe canal, dar vreau să-l fac și pe ăsta concis, scurt, astfel încât și voi să vă uitați până la final și să fiu eu sigur cel puțin că știți cam tot ce se poate ști util până în momentul de față despre virusul ăsta. Ca să începem cu basic-urile, virusul ăsta a apărut acum ceva timp în China și s-a extins atât de mult, astfel încât cea mai afectată țară în momentul ăsta este Italia, unde doar ieri au fost înregistrate vreo 2300 și ceva de cazuri de îmbolnăvire și 196 de decese. Iar pe scurt, Italia este în carantină totală, singurele lucruri care au mai rămas deschise fiind farmaciile și câteva magazine alimentare. În lume sunt peste 100.000, se apropie de 120.000 de bolnavi cu virusul ăsta în 114 țări și dacă lucrurile astea nu vă spun că treaba e serioasă, nu știu ce o să vă spună. N-are legătură cu panica, nu încerc să panichez pe nimeni, dar încerc doar să pun o lumină reală asupra situației. Momentan în România situația în schimb nu este foarte gravă, este serioasă, dar nu e foarte gravă. Departamentul de situații de urgență, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor și toată lumea încearcă să-și facă treaba cât pot ei de bine, doar că în cazul ăsta trebuie să ajutăm și noi, pentru că nu o să fie efectiv suficientă lume să rezolve situația. Adică dacă noi nu suntem ascultători sau în fine noi nu ne protejăm cum trebuie de virusul ăsta, nu prea are nimeni ce să ne facă, mai ales gândindu-te că în România real nu sunt atât de mulți doctori și mai ales specializați. Dar ok, acum că sunteți în temă, în caz că nu ați fost cu toată situația asta, haideți să vedem cum putem să oprim coronavirusul. Așa că, eu mi-am notat vreo 21 de sfaturi, cel puțin de recomandări ale mele și nu numai ale mele, ci și ale departamentului de situații de urgență, eu combinând ce știam cu ce am văzut acolo, reieșind lista asta. Pe locul întâi avem să stai în casă. Da, școlile s-au închis ca să eviți contactul cu o grămadă de lume, nu ca să mergi în mall. Adică gen vacanță, haideți să mergem toți în mall, în baruri, la cinema. Nu pentru asta s-au închis școlile. Deci în cazul în care aveai de gând să dai mare party diseară, eu zic să te răzgândești. Un al doilea lucru ar fi să te speli pe mâini și spălatul ăsta pe mâini nu se face oricum, se face 20 de secunde, pui săpun în mână, bagi sub apă, freci 20 de secunde acolo și de-abia atunci virusul poate să moară liniștit. Dacă nu te speli cum trebuie, virusul doar va fi puțin mai curat și cam atât. Un al treilea lucru ar fi să dezinfectezi suprafețele pe care le atingi non-stop, cum ar fi eu masa asta, de exemplu, sau pe unde pun mâna, gen pe clanță, pe masa din bucătărie, cu spirit sau clor sau orice chestie dezinfectantă care are, să zicem, peste 70% alcool. Na, există tot felul de spray-uri și există tot felul de, am eu, spirit, efectiv. Puteți să le folosiți și pe astea. Ideea e să dezinfectați tot ce atingeți pe cât posibil ca să eliminați din riscuri. Un al patrulea lucru este să eviți orice zonă aglomerată, fie că e vorba de metrou, fie că e vorba de mega de la parter, fie că e vorba de supermarketuri peste drum, fie că e vorba de un concert care oricum nu se mai ține, pentru că s-a declarat că dacă un eveniment are peste 100 de persoane, acum nu mai e vorba de 1000, peste 100 de persoane, evenimentul se anulează, e bine să eviți orice fel de zonă de genul. Un al cincilea lucru ar fi să eviți contactul cu persoanele în general, hai să spunem că în afară de astea care locuiesc cu tine, să eviți în orice caz să te pup, să dai mâna, să te îmbrățișezi, să faci tot felul de chestii astea drăguțe, dar riscante, după părerea mea,
în momentul ăsta. Un al șaselea lucru este să nu bagi mâna în nas, în gură, în ochi, dacă vrei să scoți ochii dușmanilor. Încearcă să eviți să-ți atingi fața pe cât de mult posibil. Știu că e greu, dar na. Un al șaptelea lucru ar fi să eviți să atingi toate zonele astea atinse de toată lumea, gen bare, clanțe, butoanele din lift, habar n-am. Orice atinge o grămadă de lume, încearcă să nu atingi tu. Un al optulea lucru ar fi să eviți pe cât posibil transportul în comun, gen autobuze, metrou, avioane, autocare, orice înseamnă o grămadă de lume în același loc. Iar dacă efectiv nu ai cum, pentru că nu știu, lucrezi undeva, ești paznic nu știu unde și ai nevoie efectiv să ajungi acolo cu un transport în comun, încearcă totuși să stai la destui metri depărtare de cei de prin jurul tău, gen vreo 2, și să te ferești să strănute efectiv pe tine sau să tușească pe tine ăla de pe scaunul de lângă. Iar după ce te-ai dat jos din autobuz, avion, de unde vrei tu, fii sigur că te-ai dezinfectat, pentru că sigur ai atins măcar scaunul sau ceva de pe acolo care la rândul lui putea fi atins de cineva infectat. Un al nouălea lucru ar fi practic legat de ce am zis înainte, să nu călătorești. Am zis de transportul în comun, dar am băgat și avioane pe acolo. Gen, nu călători, încearcă să nu vii din altă țară, să pleci din țară, să faci chestii de genul de tranzit, pentru că nu știi unde ajungi sau de unde pleci și îmbolnăvești pe toată lumea sau te îmbolnăvești în principal pe tine. Iar un al 10-a lucru care are legătură cu toate chestiile astea e un exemplu. Mama mea trebuia să vină din Anglia gen azi, efectiv acum 2 ore sau ceva în genul ăsta, și nu a mai venit, a anulat zborul. Da, am pierdut banii pe avion, pe biletul de avion și nu e atât de funny, dar e mai puțin riscant atât pentru ea cât și pentru mine să ne infectăm. Ea în avion când vine, eu când ajunge ea, poate amândoi când ne plimbăm pe stradă, adică oricum am fi dat-o ar fi ieșit rău. Maica mea a ales să stea în Anglia până se rezolvă toată treaba asta. Un alt lucru ar fi că dacă nu ai ascultat sfatul de dinainte și trebuie să vii în România de pe oriunde ai veni, nu minți la vamă, adică nu veni din Italia, din Israel, din de oriunde ai venit tu și ajungi la vamă și îi spui că da, da, eu am venit de fapt din Suedia. Un al 11-lea lucru de menționat este să nu eviți controlele de sănătate. Să nu fii revoltat de normele impuse, pentru că toate lucrurile astea sunt spre binele nostru. Adică presupunem că le eviți. Pe lângă responsabilitatea asta morală, cel puțin pe care ar trebui să o ai, imaginează-ți că poți să-i amendă 4.000 de euro și dosar penal pentru faptul că ai evitat un control de genul. Plus că poți să infectezi pe ea din jur. Și dacă nu se întâmplă toate lucrurile astea, într-un final tot o să te simți nasol și tot în carantină o să ajungi. Un al 12-lea lucru ar fi să folosești bani pe card, gen online, să plătești cu telefonul, pentru că banul poate să fie cel mai împuțit lucru posibil, așa că încearcă să eviți. Un al 13-lea lucru ar fi să respecti toate regulile astea de igienă, să te speli pe mâini, să te dezinfectezi, să ai grijă de suprafețele pe care le atingi, să-ți dezinfectezi telefonul, pentru că și ăsta poate fi extrem de împuțit, adică orică-s banii, orică el, cam aceeași treabă, încearcă să-l păstrezi cât mai dezinfectat posibil. Și na, să nu bei după ceilalți, dacă strănuți, să strănuți și tu într-o chestie pe care s-o arunci la gunoi frumos, chestiile astea de bun simț. Un al 14-lea lucru ar fi ca în momentul în care ai întrebări legate de virusul ăsta, poate ai niște simptome, se întâmplă ceva, să suni la numărul ăsta pe care îl citesc acum, 0800 800 358. O să răspundă cineva în cazul în care nu sunt liniile full, se mai întâmplă și treaba asta. Iar pe lângă asta, de curând a apărut o linie telefonică gratuită pentru toți românii care suferă de anxietate sau atacuri de panică. Lucru care se întâmplă din ce în ce mai des de când lumea începe să se panicheze pe seama coronavirusului. Un al 15-lea lucru ar fi că atunci când ai o urgență, dar doar când ai o urgență, să suni la 112. Un al 16-lea lucru ar fi să suni la poliție, în fine, să suni la autorități în momentul în care știi pe cineva cu virusul ăsta. Dacă știi pe cineva infectat care nu s-a autoizolat, care nu a avut el grijă de treaba asta să anunțe, să meargă în carantină și mai departe, sună tu autoritățile sau dacă ești tu în cauză, la fel, sună autoritățile să știe
despre ce este vorba, este important să se strângă datele per total ale virusului ăsta ca să știm în ce direcție se duce problema. Un al 17-lea lucru ar fi să uiți propoziția aia cu eu nu mă pot infecta, virusul ăsta nu mă afectează pe mine, ba da, te afectează și pe tine și mă poate afecta și pe mine, că voi fi tânăr, că domnul ăla e mai bătrân, la fel se poate întâmpla. Sunt cazuri de băieți de 16 ani și domn de 45, se poate lua virusul ăsta la orice vârstă, n-are treabă cu asta. Un alt sfat important ar fi ca dacă ai călătorit într-o zonă galbenă sau roșie, o să las un link în descriere cu toate zonele astea, să-ți suni imediat medicul de familie și să îl informezi. La fel, un al 19-lea sfat, dacă ai probleme respiratorii, efectiv tușești, strănuți, te doare în gât, orice în genul ăsta, orice sună ție gripă de obicei, informează-ți medicul de familie, sună-l și spune-i. Un al 20-lea lucru, și ne apropiem de final, este ca în momentul în care te afli în izolare, să asculți de sfaturile autorității, să asculți toate lucrurile pe care le-am spus eu aici, să ții cont de faptul că dacă nu te conformezi, dacă nu stai în casă, dacă nu ai grijă să nu infectezi și pe alții, pe lângă amenda aia de 20.000 de lei, care nu e cea mai prietenoasă, și dosarul penal, nici măcar ție nu-ți faci bine și, desigur, nici celorlalți din jurul tău. Și pe scurt, nu primi vizitatori și încearcă să interacționezi mai deloc cu oamenii care îți aduc mâncare, apa și așa mai departe. Iar un ultim lucru este sfatul suprem pe care cumva presupun că l-ai înțeles din primul punct, dacă nu din ăsta, este să stai în casă și sfatul meu este destul de amuzant într-un fel sau altul. Stai în casă și joacă-te. Stai pe YouTube, downloadează-ți toate jocurile alea pe care n-ai apucat niciodată să le joci. Adică, de exemplu, eu n-am apucat niciodată să joc Hitman, n-am apucat niciodată să joc, nu știu, nici n-am intrat pe noul sezon din Dead by Daylight, nici măcar n-am intrat pe noul sezon din LOL. Așa că ăsta e un moment bun în care ai putea să începi să faci lucrurile astea. Sau în fine, să citești, să înveți și lucrurile astea mai culte poți să le faci. Și ce mi se pare mie amuzant este că majoritatea oamenilor care acum văd statul în casă ca pe o povară, înainte când aveau toată libertatea să iasă să facă ce vor, nu o făceau. Și astea au fost sfaturile mele, iar video-ul ăsta vreau să-l închei cu un top de mituri făcute de ProTV legate de virusul ăsta, pentru că așa poate mai reglăm un pic din isterie, dar, repet, chestia asta e serioasă. Chiar dacă miturile astea sunt niște mituri, adică gen false, asta nu înseamnă că situația nu este gravă. Bun, un mit ar fi despre vremea caldă și faptul că va inactiva virusul. Am auzit și o treabă asta, dacă se face cald afară, virusul moare la nu știu câte grade, nu se întâmplă de fapt lucrul ăsta, a fost testat, virusul nu moare. E falsă treaba asta, spun specialiștii de la OMS care atrag atenția că noul virus poate fi transmis în orice condiții climatice, iar încălzirea vremii în Europa și deci în România nu va duce la inactivarea virusului. Deci pe scurt, dacă se face cald, nu are virusul. Un alt lucru pe care eu nu l-am auzit până acum, dar în fine, o baie fierbinte previne infectarea. Greșit, frate, dacă faci baie, temperatura ta pe interior e aceeași. Faptul că tu spui apă clocotită în cadă nu face decât să te ardă pielea maxim. O baie fierbinte nu te pune la adăpost de COVID-19, temperatura normală a corpului rămâne în jurul valorii de 37 de grade Celsius, indiferent de temperatura apei din baie. Un alt mit ar fi ăsta, coronavirusul se transmite prin bunurile importate din China. Nu e adevărat, am mai spus. Un alt mit ar fi că dacă am avut COVID-19 și m-am vindecat, am scăpat. Nu este adevărat, poți să te infectezi efectiv din nou. Cumva, dacă ai avut norocul să treci peste, să scapi de virusul ăsta, nu fii tântălău și respectă toate chestiile alea pe care le-am spus înainte. Spală-te pe mâini, dezinfectează, ai grijă să nu stai în gura tuturor, în aglomerație și așa mai departe. Te poți infecta din nou. Iar ultimele câteva mituri pe care le-am găsit pe aici, noul coronavirus poate fi transmis de țânțari, fals, animalele de companie pot transmite coronavirusul, fals, am văzut eu o știre la un moment dat că un cățel din Hong Kong ar fi avut virusul, știrea n-a fost concluzionată, nu se știe dacă e așa sau nu, cazuri noi nu s-au descoperit, dar de reținut, faptul că un cățel își bagă botul în ceva pe stradă și după aia tu-l pupi în bot, faptul că l-ai pupat poate să rezulte în infectare cu virusul ăsta, adică e bine să-ți dezinfectezi și câinele pe cât posibil, să-l cureți, să fie cât de curat posibil. Un alt lucru ar fi că usturoiul ține virusul SARS-CoV-2 la distanță,
nu este adevărat. Și coronavirusul atacă doar persoanele vârstnice. La fel neadevărat, avem o grămadă de cazuri de tineri infectați. Și asta a fost și videoul meu. Am încercat să fac cât mai concis posibil toate lucrurile pe care le știu sau le-am auzit, le-am încercat să le pun aici. Aveți grijă de voi, nu vă pupați, îmbrățișați, mergeți prin barul și cluburi și așa mai departe, pentru că aveți niște timp liber acum. Încercați să-l folosiți cât mai util, fie că vă jucați, fie că citiți, fie că, uite, de exemplu, eu, cât trebuie să stau în casă, o să încerc să prind din urmă niște podcasturi, niște treburi mișto pe care n-am avut timp să mă uit până acum. Așa că eu am fost de la Giulia preferat. Ne vedem data viitoare, v-am pupat, fără să ne atingem, dar v-am pupat. Mua!